Salutare, dragile mele fecioare, și bine v-am găsit la citirea voastră. Mă bucur nespus de mult, să știți, pentru că mă aflu aici alături de voi. Iată că ne întâlnim pentru prima dată în anul 2024. Sper că ați intrat în acest an cu zâmbetul pe buze, sper că vă găsesc sănătoși și cu foarte multă energie. Nu spun planuri, pentru că de cele mai multe ori, când ne facem planuri și ne stresăm așa de la începutul anului, de la 1 ianuarie o să fac asta, de la 1 ianuarie o să fac asta, ați văzut foarte bine că nu prea ies. Să lăsăm așa universul să ne surprindă pe fiecare dintre noi. Această citire este pentru voi, bineînțeles, toți cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, nu contează sexul, nu contează vârsta, pentru că am mai fost întrebat, se aplică și dacă am 65 de ani, dacă te regăsești, se aplică, sigur că da. Dragii mei, dacă doriți să vizionați și bonusul zodiacal al semnului vostru, nu uitați că puteți să vă alăturați canalului meu de membri. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul Alătură-te și dacă te încântă, te aștept cu mare drag în cadrul comunității mele de membership. Hai să vedem, dragile mele fecioare, ce vă așteaptă pe voi în următoarea perioadă, luna februarie, dar chiar și așa nu uitați că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă și este imposibil să vă regăsiți cu toții în aceste mesaje. Dacă te regăsești, înseamnă că sunt pentru tine, da? Dacă nu, lasă aceste mesaje pentru altcineva. Mesaje importante pentru cei din semnul fecioarei. Îți voi extrage 3 cărți. Una dintre ele mi-a căzut la foarte multe zodii. La baza pachetului avem Strength, putere, cartea cu numărul 3, recăpătarea forțelor. Recăpătarea forțelor, putere, inițiativă, exact așa cum ți-am spus, și sper că te găsesc așa, plin de inițiativă. Sunt cărți care vorbesc și despre energia ta, vorbesc despre organismul tău, vorbesc despre onorarea, nu știu, trupului tău, a templului tău, asta îmi vine să-ți spun. Deja mesajele pe care tu le primești, draga mea fecioară, sunt destul de spirituale și au o foarte mare legătură cu vindecarea sau cu acceptarea unei situații sau a unei persoane care nu a fost așa cum tu te-ai fi așteptat. Mi se pare că mulți dintre voi ați trecut printr-o, hai să numim așa, dezamăgire sau chiar trădare. Understanding, cartea cu numărul 2, 7, Clear Aura și 14, Grace. Foarte frumos. Și eu cred așa că în luna februarie tu o să te pui la punct cu multe lucruri din interiorul tău. O să fii foarte mulțumit sau mulțumită de tine și, așa cum ți-am spus, onorezi parcă ceva, onorezi un eveniment, te onorezi pe tine, felul în care tu arăți, lucrurile pe care le-ai făcut în toată această perioadă. Și să știi că inițial, deși ai regretat faptul că ai ajutat persoana asta și faptul că ai iubit-o într-un fel sau altul, există foarte multe moduri de a iubi pe cineva, nu-ți mai pare rău. Nu mai regreți, pentru că ai înțeles de ce s-a întâmplat și efectiv le lași așa să se ducă, da? Tu ești conștient sau conștientă de puterea ta, de ceea ce poți tu oferi. 14, Grace, este cumva o carte ce echivalează cu temperanța în tarot, da? Și alchimia și spiritul înalt, curățenia pe care tu o faci, și cred că foarte mulți dintre voi vă faceți această curățenie încă de la începutul anului. Pe cine am în telefon, pe cine șterg, pe cine mai las. Pentru că, deși toate zodiile trec prin schimbarea asta foarte mare, la tine, să zicem, a debutat mai devreme, pentru că situația prin care tu ai trecut te-a făcut să te gândești foarte, foarte mult, de fapt, la cât de mult oferi tu, știi, acea balanță despre care am mai tot discutat, cât de mult oferi tu și cât primești, nu prea este în echilibru. Și în momentul în care oferim foarte mult celorlalți, în cazul ăsta hai să luăm un partener, oricare ar fi, prieten, partener, iubit, soț, nu contează, omul ăla când tot primește și tot primește și tot primește, păi rămâne cocoșat de atât a primit. Ce să mai îți dorești, nu?
La tine e mai ușoară treaba, pentru că nu prea ai primit. Da. Hai să vedem, mergem mai departe și cu celelalte mesaje. 7. Poate ați trecut recent printr-o răceală sau printr-o viroză, pentru că energia asta a ta mi se arată ca fiind puțin scăzută. 7-le de cele mai multe ori vorbește și despre un episod bolnăvicios în viața ta, fie că vorbim din punct de vedere energetic sau chiar fizic. Simți nevoia de purificare, simți nevoia să nu mai ai legătură cu anumite persoane, simți să faci această schimbare și foarte bine că se întâmplă așa. Se leagă foarte bine cu mesajele pe care ți le-am spus anterior. Însă, mai este ceva de spus aici pentru tine. Că toată experiența asta, vezi tu, pe care tu ai trăit-o, încă din luna septembrie 2023, aș spune, august-septembrie, undeva pe acolo a început toată treaba, asta legată de conștientizarea ceea ce ai lângă tine, te-ai tot întrebat. Deci eu nu înțeleg pentru ce există pământul ăsta, eu nu înțeleg pentru ce ne mai naștem, eu nu înțeleg de ce mai sunt, de ce mai exist, care-i treaba cu pământul ăsta, da? Și deși undeva în interiorul tău răspunsul l-ai primit, și anume că, și cu siguranță ai mai auzit asta, pământul este o școală, pământul este ca o școală generală, hai să o numim așa, pentru că sunt alte pământuri, alte teritorii, alte universuri care, să le numim așa, facultate, da? După care, nu știu, dăm către o altă instituție de învățământ mai superioară decât facultatea și tot așa, da? Pământul este încă la școala generală. Adică tu te-ai născut aici pentru că așa ți-ai dorit, da? Ai venit ca și spirit aici și treci și tu prin niște lecții ale tale. Earth School, Life Lessons, Soul Growth, Study, Higher Learning, da? Adică am venit aici ca să experimentezi ceva. Uite această cădere, vezi, pe care tu o ai, ca Lucifer. Da? Dintr-un alt univers. Pentru că ți-ai dorit asta, draga mea fecioară, da? Și oricât ai spune tu, du-te, băi, Amos, de aici, că nu cred eu în așa ceva, adică să-mi fi dorit eu așa ceva și așa, și cu ce o să mă ajute? Păi nu știm cu ce o să te ajute, nu știm niciunul cu ce o să ne ajute, de fapt, toată această experiență, decât în momentul în care trecem dincolo. Pentru că nu toate răspunsurile le primim de aici. Asta este ce să facem și trebuie să acceptăm. Eu știu că voi sunteți un semn care caută foarte mult, da? Și sunteți așa foarte tipicari și meticuloși și vreți o explicație pentru absolut tot ceea ce vi se întâmplă. Poate ar trebui să înveți să lași puțin controlul ăsta și să înțelegi că aerul pe care îl respiri, de exemplu, nu-l vezi. Dar crezi în el, nu? Adică e acolo, știi clar că este acolo, că nu, respiri. Cam așa ceva se întâmplă și cu unele situații din viața noastră. Adică nu trebuie să găsim pentru orice explicație. De ce trebuie să facem asta? De ce trebuie să căutăm acum carul cu fân de fiecare dată? Ca să ce? Să ne complicăm viața? Chiar dacă un astrolog ți-ar spune ai venit pentru asta, pentru asta, pentru asta. Chiar dacă un psiholog ți-ar spune că ești așa, ești așa, ești așa. Măi, ești ceea ce ești. Și trăiești aici. Și handle it. Samui, nu? Următoarea carte, Wait, It's not yet time, things are being woven, da? Așteaptă, pentru că o să treci prin portalul ăsta, vezi? Este un portal acolo, exact ce spuneam, un alt univers, o altă școală, habar n-am, nu știu, poate să fie orice pentru tine. O călătorie interstelară, o călătorie în spațiu, de ce nu pentru unii dintre voi, da? Așteaptă, așteaptă, pentru că lucruri bune se vor întâmpla, iar dacă vrei să-ți răspund la una din întrebările tale, nu știu, dacă vrei să faci ceva acum, de exemplu, sau vrei să investești în ceva, sau vrei să faci o schimbare profesională, aici vorbesc mai mult din punct de vedere profesional, mi se transmite că încă nu este cazul să faci această schimbare, ci mai așteaptă puțin. Ok, mergem mai departe și la cărțile de tarot. Hai să vedem ce ne spun și ele pentru tine. Mesaje importante pentru cei din semnul fecioară. Prima carte în poziția ta, 9 de monede, carieră și 2 de monede. Se completează foarte bine cu mesajul anterior și anume că tu vrei să faci o schimbare aici, îți dorești mai mult, e vorba și despre poziție, este vorba și despre independența financiară, e vorba despre niște resurse, credite,
în fine, investiții și tot așa. Și atunci le tot gândești și pe o parte și pe alta cum ți-ar fi ție mai bine. Însă, părerea mea este să mai lași așa vreo 2 luni de zile. Eu cred că în acest interval de 2 luni de zile ceva va apărea în viața ta, ce ori te va ajuta să te decizi cu privire la drumul tău din punct de vedere profesional, financiar, fie chiar va veni cu o șansă pe care sunt sigur, sigur, sigur că o vei accepta din prima, pentru că va fi de bun augur pentru tine. Mai poate reprezenta mutare pentru unii dintre voi până pe la sfârșitul lunii martie, chiar văd asta. La baza pachetului avem acești 5 de monede. Da, este o nemulțumire la tine aici, eu adică chiar o datorie, ceva, nu știu, neînțelegeri la locul de muncă, cineva îți face probleme la locul de muncă, văd și o femeie, balanță gemeni vărsător, da? Nu te simți confortabil, nu știu, nu te mai simți confortabil și probabil că nici financiarul nu te mai ajută foarte mult, nu mai ești foarte mulțumit de ceea ce câștigi și vrei altceva. Și cred că te afli într-un punct în februarie în care o să faci apel la toată puterea asta ta, nu știu, mentală. O să încerci să nu treci situațiile prin sistemul tău emoțional, ci să fii foarte, foarte clar în ceea ce îți dorești. Știi? Asta ține foarte mult de forța mentală, de rațiune și încerci să faci abstracție de lucrurile care, să zicem, te-ar putea împiedica să duci un stil de viață mai bun, mai sănătos, mai prosper. Avem Marea Preoteasă, iarăși înseamnă cântărirea unor situații din multe puncte de vedere, pentru că la tine este strâns legat de profesie, draga mea fecioară, și de bani, și de imobil, asta simt să-ți spun, da? Dragostea este mai mult dragostea față de tine, nu știu, înțelegerea față de tine. Chiar dacă, na, unii dintre voi sau una dintre voi aveți relații, dar eu nu văd asta în acest moment, deci asta înseamnă că ești foarte focusat totuși pe alte lucruri. Marea Preoteasă și 6 de monede, așteptarea a ceva mult mai bun, care într-adevăr urmează să vină, da? Dar așa cum îți spuneam undeva pe la sfârșitul lunii martie, uită-te totuși și la bonusul tău zodiacal, cum ți-am zis eu de pe membership-ul meu, ascultă și când va fi zodiacul lunii martie, cu siguranță și acolo o să mai primești mesaje, cântărire, foarte multă cântărire, foarte multă introspecție, încerci să-ți urmezi intuiția, să vezi cam ce ți se transmite și să știi că este un act generos. Mi se pare și un loc de muncă sau o idee care este foarte bună, da? Apoi avem pașul de cupe și roata destinului. Adică mi se transmite, nu-ți fie teamă și nu te panica, pentru că ceea ce este al tău este acolo. Adică nu o să trăiești altceva decât ceea ce ți-ai ales tu. Repet asta. Fie că tu crezi în asta sau nu crezi în asta. Nu trăiești altceva decât ceea ce ai ales tu să trăiești, iar norocul îți este scris acolo. Fiecare dintre noi avem noroc la un moment dat. Da? Pajul de cupe și roata destinului sunt 2 cărți extrem de norocoase, 2 cărți care arată invitația, care arată pregătirea pentru această schimbare ce se va face și mulți dintre voi poate, nu știu, aveți legătură chiar și cu cineva din străinătate, poate există mesaje, poate există discuții cu cineva de pe un anumit post, da, care vă pune la dispoziție un job, da. Avem apoi 6 de spade, deci vedeți, este vorba și despre o plecare și turnul. Asta înseamnă și 5 de spade, deci este foarte posibil mulți dintre voi, dintre fecioare, să lase în urmă pur și simplu trecutul. La tine e ceva, simt cumva și ceva dureros, ca și cum ești atât de setat pe această schimbare și atât de importantă este pentru tine încât vrei să schimbi tot. Și datorită acelei dezamăgiri, datorită faptului că tu nu mai crezi probabil în iubire, nu mai crezi în ceea ce un potențial partener, să zicem, ți-ar spune. Dar turnul, 6 de spade, și mai ai după aia și un 5 de spade, adică asta înseamnă că te-ai schimbat total în urma acestei situații și că urmează în viața ta turnul, ce înseamnă în luna februarie că te reconstruiești, adică
Vrei să duci, să duci o altă viață, pur și simplu. Și da, pentru mulți dintre voi văd această plecare, pentru că v-ați simțit mințiți, v-ați simțit trădați, nu v-ați simțit apreciați, ca și cum prezența voastră nu era acolo decât atunci când persoana respectivă avea nevoie sau atunci când șeful avea nevoie, da? Mi se pare că nu mai accepți, nu mai accepți multe lucruri în viața ta, draga mea fecioară, multe lucruri. 2024 este un an profund al schimbării pentru tine și din punct de vedere profesional este un an foarte bun, iar din punct de vedere spiritual se așează un anumit mod de viață, să spunem așa, o anumită filosofie de viață ți se deschide în fața ochilor tăi. Cam acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Nu uita că dacă te-ai regăsit în aceste mesaje, poți să vizionezi și bonusul de pe canalul meu de membership. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, vă îmbrățișez și să aveți mare grijă de voi.